picant și 200 de nucă prăjită. Vedeți? Nuca am prăjit-o și am măcinat-o. O dau deoparte. Și punem fondantul ăla, amestecăm așa puțin. Așa. Și punem nucă. Și adăugăm și rom, ca să fie gustos și bun. Așa. Și amestecăm așa bine. Puteți amesteca și într-un vas, dacă doriți. Așa. Vedeți cum se înmoaie? Așa. Mai pun puțină nucă. Și acum voi pune și esența de rom. Așa. Și amestecăm. Deci la 100 de grame de fondant, circa 200 de grame de nucă prăjită intră. Ia să vedem. Mi-a mai rămas puțină nucă, deci cam 170 de grame de nucă mi-a intrat la 100 de fondant. Și acum am amestecat bine și vom face biluțe. Să gustați compoziția, să vedeți. Dacă doriți să mai puneți puțin rom, mai puneți să fie mai aromată și o să mai meargă încă puțină nucă dacă mai puneți rom. Și le vom face cam așa, mărimea asta. Vedeți? Cam așa o să le facem. Am să și le cântăresc, să văd cât are o biluță. Circa 10 grame. Cam așa micuțe. Și acum să facem biluțele. Și după aceea înmuiem fondantul în microunde. Am și o amărăie de aici, avem fondantul. Și acum am să pun într-un pahar puțin fondant. Cine a venit mai târziu, eu îl țin în borcane, că se păstrează mult mai bine. Dar puteți pune și să-l țineți în pungi sigilate. El se rupe așa și în momentul când este frământat, se înmoaie. Ia uitați cum se face. Vedeți? Se înmoaie, se înmoaie. Fondant sau șerbet, cum vreți să-i spuneți. Așa. Vedeți? Și o să punem așa aici în paharul nostru și o să-l topim puțin. Apoi vom pune din acest lichior al Kermes pentru prăjituri în... și o să amestecăm dacă este gata. Am să pun și din acest lichior. Este ca un colorant și o să amestecăm. Așa. Amestecăm așa bine. Și cu o linguriță, cu furculiță, puteți amesteca. Ia să vedem. Așa, trebuie să fie așa. Lichid. Și acum. Punem această hârtie de copt. Și o să băgăm biluțele noastre în interior aici. Așa. Și le scoatem și le punem așa peste. Că s-a îngroșat. Punem în microunde.
2-3 secunde. Ia uitați. Și acum punem din nou bomboanele noastre, umplutura. Vedeți? Așa. Și scoatem. Și punem aici pe hârtie. Încercăm să o facem cât mai repede. Și o să le punem așa, pentru sărbători, uitați, am găsit aceste hârtiuțe. Și o să le punem așa în interior, vedeți? Uitați. Și le punem și le așezăm. Așteptăm să se usuce bine toate. Așa, ia uitați. Trebuie să se usuce bine, 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 bine și după aceea le punem să tăiem pe aceasta. Încă sunt moi. Așa. Ia uitați. Vedeți? Așa, să știți că multă, multă, multă muncă. Vă pup și vă doresc multă sănătate. Vă mulțumesc. La revedere. O zi frumoasă în continuare și ne vedem mâine dimineață. Să-mi lăsați mesaj în comentarii ce rețete doriți să facem. Pupici. La revedere!